Sus se poate puțin sau e bine așa? Ok. Da. Am făcut tot ce mi-a stat în putință. Să comunicăm cât mai bine. Dar tehnica. Apropo de tehnică, tehnica este bună până ce ea nu te stăpânește. Când sunt primele semne că tehnica a pus stăpânire pe tine, pe relațiile tale, pe viața ta, atunci începe să devină dușmanul tău. Dar ne putem folosi de ea pentru slava lui Dumnezeu, așa. Așa că trebuie să vă schimbați computerul la biserică. E cam vechi, am observat. Tinerii de acolo nu mi-au spus nimic. Dar am avut așa o descoperire. Și cum în bisericile pentecostale funcționează, sper, da, să funcționeze și asta. Băieți, mi-am făcut datorie. Astăzi ne vom apropia de un subiect foarte practic, foarte dinamic, extrem de direct, neobișnuit, pentru că vom vorbi despre regulile alergării creștine. Și ne vom ocupa întâi de Apostolul Pavel și de metaforele pe care el le folosește din lumea sportului. Da? Băieții, trebuie să fie foarte atenți din acest moment. Și fetele, evident. Așa că vă invit să ne ridicăm în picioare, să citim câteva versete din 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24 la versetul 27. Iată ce scrie Apostolul Pavel, 1 Corinteni, capitolul 9, de la versetul 24. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Domnul să binecuvinteze aceste cuvinte din Scriptură pentru noi astăzi și să ne învețe Duhul lui Dumnezeu și cuvântul Său cum să alergăm în viață, care sunt principiile și Duhul este gata să ne împuternicească, să ajungem la capăt împreună, să primim premiul final, a fi împreună cu Domnul nostru Hristos. Numele Lui să fie slăvit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Despre regulile alergării creștine, în orice sport există reguli. Cine nu aleargă după reguli este descalificat. Se consideră că ai încheiat cursa, competiția bine, dacă ai respectat regulile. Și astăzi am să dau mai multe exemple din lumea sportului, pentru că îmi place această lume a sportului. Am fost și eu parte din ea mai mulți ani și m-am învățat multe. Veți vedea câteva concluzii ale Apostolului Pavel și concluzii personale, preluate din această lume a sportului. Pavel se folosea adesea de aceste ilustrații din viața cotidiană pentru a prezenta adevăruri eterne. Vă dau un alt exemplu din 2 Timotei, capitolul 2, să vedeți cât de plastic, cât de simplu
vorbește Pavel despre ucenicie, despre ce să facă un ucenic. Uitați, 2 Timotei 2, de la versetul 1, spune așa: Tu, dar copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus și ce ai auzit de la mine în fața multor martori, încredințează la oameni de încredere care să fie în stare să învețe pe alții. Suferă împreună cu mine ca un bun ostaș al lui Hristos. Asta e prima ilustrație. Soldatul. Soldatul nu poate să rămână în armată fără suferință, fără disciplină. Mai departe, niciun ostaș nu se încurcă cu treburile vieții dacă vrea să placă celui ce l-a scris la oaste. Versetul 5, din lumea sportului. Și cine luptă la jocuri, și se referă aici la jocurile probabil greco-romane, să știți că în perioada aceea exista Olimpiada deja, și cine se luptă la jocuri, spune Pavel, nu este încununat dacă nu s-a luptat după rânduieli, reguli. Altă imagine, versetul 6, din agricultură. Plugarul trebuie să muncească înainte ca să strângă roadele. Munca esențială pentru ucenicul lui Hristos. Și apoi de-abia vine versetul 7, care spune, înțelege ce spun, Domnul îți va da pricepere în toate lucrurile. Da? Deci ca să ai pricepere, trebuie să respecti niște reguli. Ne întoarcem la 1 Corinteni 9, pentru că aici Pavel cred că folosește cel puțin trei ilustrații din lumea sportului, din vremea respectivă. Vorbește despre alergare, atletism, vorbește despre lupte greco-romane și vorbește chiar despre box, lovirea cu pumnul. Aceste sporturi erau populare în vremea lui Pavel, nu ca și în vremea de astăzi, nu atât de aproape să zic imorale ca astăzi. Dar Pavel se uită în jurul lui, la viața cotidiană și zice, cum aș putea să ajut un creștin să înțeleagă ce înseamnă să alergi spre țintă? Că viața creștină nu înseamnă doar să te botezi și ai încheiat totul. Că viața creștină nu înseamnă să-i spui odată lui Iisus, te iubesc. Că viața creștină nu înseamnă să plângi odată și să zici, gata, s-a convertit. Este un proces, este o luptă. Pavel spune chiar în versetul 27 că mă port aspru cu trupul meu ca nu cumva după ce am propovăduit altora Evanghelia, eu însumi să fiu lepădat. Trebuie să ne ducem mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Așa e și în sport. Așa e și în militarie, cam în toate domeniile. Să știți că și în teologie așa. Mulți studenți au început școala de teologie, unde eu sunt profesor, și nu toți au terminat-o. Și veți vedea, vă voi da niște exemple, că unii s-au oprit în mijlocul alergării, pentru că n-au alergat corect. Dar mă întorc la ideea noastră de bază. Cred că apostolul Pavel vrea să sugereze că viața creștină este o competiție. Competiția nu este întotdeauna rea, pentru că competiția ne stimulează voința, ne aduce satisfacția finalizării, ne verifică caracterul. Competiția sportivă poate fi luată ca exemplu pentru viața creștină. Dar sunt niște lucruri de bază. Trebuie să fii stăpânit, adică să te înfrânezi, trebuie să fii serios ca să ajungi până la capăt. Am jucat fotbal mai mulți ani. Am jucat și handbal, am jucat și ping-pong,
acum joc șah. Da. Dar am jucat o perioadă fotbal și am crezut că mereu voi juca la fel. Când eram la 40 de ani, am jucat fotbal odată ca la 20 de ani. Și n-am înțeles că trupul nu mai răspunde la fel ca la 20 de ani. Am alunecat genunchiul de sprijin pe piciorul stâng. N-a suportat. Puțin în iarbă a alunecat. Dublă ruptură de ligamente. S-a încheiat cu fotbalul. A fost și o avertizare pentru mine oricum. Am studiat mai mult teologia de atunci. Vârsta își cere drepturile. Acum, aș vrea să intru direct în ce ne interesează. Am ales 4 reguli pentru alergarea creștină, care sunt extrase din Sfânta Scriptură, bazate pe ilustrațiile Apostolului Pavel. Prima regulă, disciplina sau antrenamentul. Poți să faci sport de performanță fără să te antrenezi, fără să te disciplinezi? Imposibil. Cred că Pavel se uita la atleți, la sudoarea lor, la efortul lor pentru a ajunge primii și s-a uitat și a zis, care e secretul? Înfrânarea, disciplina. Poți să continui viața de credință fără disciplină? Imposibil. Și foarte mulți tineri cad la testul acesta al disciplinei. Foarte mulți elevi, studenți, cad la testul acesta. Încep bine, nu sunt disciplinați, n-au cum să încheie bine școala. De aceea mulți cedează sau cumpără examenele. Vi se pare ceva anormal? Am să revin la aceasta. Disciplina aici se referă la acel exercițiu metodic, antrenament sistematic, programat al organismului. Antrenamentul presupune înfrânarea pornirilor trupești care te-ar face să cedezi. Și principiul acesta al disciplinei este valabil, zic, în orice domeniu, în cel medical, în cel al IT-ului, al agriculturii, al predicării. Am observat un lucru care m-a șocat și m-a întristat, și anume că oamenii inteligenți fac lucruri stupide pentru că nu sunt disciplinați. Dar cei care se disciplinează evită ispitele, capcanele. Aici este secretul. Am citit despre un antrenor de basket din Statele Unite, care în 1976 a câștigat campionatul de basket american între școli, între licee, statul Indiana a câștigat atunci. Și antrenorului s-a luat un interviu și a fost întrebat care a fost secretul faptului că au câștigat, ca o surpriză în anul acela. Și mi-a plăcut răspunsul antrenorului. El a spus așa, voința de a câștiga a fost importantă, dar esențială a fost voința de a ne pregăti. Degeaba vrei să câștigi ceva dacă nu te pregătești, dacă nu asuzi, dacă nu te lupți. Dacă atleții sportivi fac acest efort pentru un premiu pământesc, cu atât mai mult trebuie să facem noi pentru premiul ceresc, nu-i așa? Am citit despre cel mai mare ciclist
al lumii, Lance Armstrong, un american, care a câștigat, sper să nu greșesc, de 7 ori Turul Franței la ciclism. Cea mai importantă competiție, ca un fel de campionat mondial, finalist. De 7 ori a câștigat cea mai grea competiție. Și el a scris o carte, la un moment dat în viața lui, pe care a intitulat-o Nu este totul doar bicicleta. Și printre relatările din viața lui, din experiența lui de sportiv, a menționat o fază în care a ajuns doar el cu antrenorul lui sus în munți, era frig, bătea vântul la poviță, nu era nimeni care se antrena acolo. Era doar el și antrenorul. Era foarte greu. A pedalat 7 ore în continuu ca să se pregătească de competiție. Și în cartea lui el scria aceste cuvinte care iarăși mi-au rămas în memorie. Pentru a câștiga, trebuia să pedalez când nimeni nu ar fi pedalat. Aici stă secretul, să știți, în performanță. Sportivii mari nu sunt cei care sunt talentați, ci cei care sunt disciplinați, serioși. Că avem un exemplu din fotbalul românesc. Vă duce gândul la cineva? Ce talent! Ce indisciplinat! Câte ar fi putut face? Unde ar fi putut ajunge? Ce mândrie națională era! Dar era indisciplinat. Imoralitate, droguri, nu dau nume că încă trăiește. Antrenamentul este secretul de bază pentru atingerea performanței. Vă dau un alt exemplu din muzică. Am un băiat, Titus, care este acum în Statele Unite și a început pianul de vreme, înainte de clasa 1, pentru că acesta era un obiectiv al nostru ca părinți. Toți copiii noștri să facă muzică, să învețe o limbă străină și să aibă carnet de conducere. Acum nu mai e așa. Acum să știe la iPad. Știu. Și i-am dat pe toți la muzică. Toți au făcut pian, canto, flaut. Și băiatul acesta, care era plin de energie, cum erați voi la început, a dat de pian. Făcea de 2 ori pe săptămână și era tot mai bun. Era talentat ca tatăl lui. Dar nu semăna prea bine cu mine. În sfârșit, acum seamănă tot mai bine și la dimensiuni, da. Dar băiatul meu, am văzut cum crește în muzică, în pian. An după an, începea să câștige competiții. A ajuns pe finala pe țară la pian, a luat doar mențiune. Dar noi am fost extrem de fericiți pentru că era meritul lui, era bucuria lui după atâția ani în care s-a jertfit. Profesoara lui de pian i-a cerut înaintea competiției să exerseze în fiecare zi 8 ore la pian. Altfel n-ar fi câștigat nimic. Cei care știți puțină muzică, e imposibil dacă nu exersezi să faci performanță. A ales piese clasice de Beethoven, de Chopin, de toți, foarte dificile. S-a ambiționat, a muncit enorm. Nu poți avea performanță fără muncă, în orice domeniu, ca să devii bun în cele ale
lui Hristos. Dacă vrei să fii creștin adevărat, trebuie să te înfrânezi, să nu îți permiți să faci ce fac alții. Noi, neoprotestanții evanghelici, suntem renumiți pentru strictețea vieții morale și etice. Și e corect așa. Noi vrem să semănăm cu Hristos. Noi încercăm să nu mințim, să nu înșelăm, să nu facem alte lucruri rele, micile detalii, cum ar fi nu fumăm, nu bem și alte lucruri care pentru unii seamănă ca îngustime, pentru noi știți ce înseamnă? Că luăm viața de credință cu Hristos în serios. Nu ne permitem să facem anumite lucruri care nu l-ar onora pe Hristos și care ne-ar duce în ispită. Că mari sportivi de performanță nu beau și fumează toată ziua, pentru că corpul nu duce, n-au cum să aibă performanță. Păi dacă așa este în lumea sportului, de ce să nu fie așa și în lumea spirituală? Pavel Apostolul spune, nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare, fiți plini de Duh. Cum nu poți să fii plin de Duhul lui Dumnezeu, să cânți, laudă Domnului, să mergi în misiune, să faci evangelizare, să mijlocești înaintea lui Dumnezeu pentru alții când mintea ta nu e clară? Vrei să te rogi lui Dumnezeu când ești pilit? Voi, dar știți că au fost cazuri. De aceea s-au născut tot felul de rugăciuni ciudate prin biserici. Da, unii n-au fost stricți, riguroși, înfrânați. De aceea au căzut, mai devreme sau mai târziu. Și-a permis puțin să bea, mai târziu și-a permis mai mult să bea. Și-a căzut și din credință și din lucrare. Da, disciplina. De aceea, vedeți, noi avem o minte sănătoasă, ne-a dat-o Dumnezeu. Dacă vrei să ții mintea asta sănătoasă întreagă, antrenează-o citind Scriptura, citind cărți care să te zidească. Pune-o la contribuție pentru lucruri bune. Și cei care mergeți la facultăți tehnice, vreți să descoperiți tot felul de legi, să creați foarte bine. Să vă puneți mintea în funcțiune pentru slava lui Dumnezeu. Să nu o lăsați leneșă. E bine să te disciplinezi, să înveți să te disciplinezi încă de vreme. Asta te va ajuta mai târziu. Dar trebuie să vă spun că am observat chiar și la copiii mei, la unii, la mulți de elevi, studenți, că cei care sunt indisciplinați acasă, sunt indisciplinați și la școală. După cum arată camera ta acasă, cam așa arată și viața ta, și mintea ta, și viitorul tău. Eu am 4 fete. Una dintre ele însă a înțeles înainte de vreme, în perioada preadolescenței, cât de important este să-și pună hainele la loc, da? Să fie atentă cu lucrurile pe care le are. Și am ajutat-o și noi, da? Sigur că am ajutat-o în diverse moduri. Dar ce a funcționat? Nu au fost amenințările, pedepsele de toate soiurile. N-a funcționat nimic. Ce a funcționat la ea a fost, mi-amintesc bine, când i-am explicat legătura dintre cameră și bancă, banca la care lucra la școală. Că modul în care își ține lucrurile în bancă și era foarte ordonată la școală, extrem de atentă, punea totul la milimetru, scria curat tot. Și apoi m-am dus și am arătat camera.
Nu vă spun ce era acolo. A văzut diferența și a înțeles, nu pot să ai o viață împărțită, o gândire împărțită. Tu vrei să fii un creștin bun. Ești poate duminica, dar în timpul săptămânii parcă te decuplezi și îți permiți să faci lucruri pe care nu le faci duminica. Nu ți se pare că e schizofrenie? Că e o schismă, așa, o rupere în personalitatea ta? Dacă ești disciplinat în ziua Domnului, deci să nu fii disciplinat și în celelalte zile. Asta îți va aduce performanță spirituală și Duhul tău va fi mai liniștit și vei face lucrări mai mari. Asta înseamnă, știți ce? De pildă, disciplina rugăciune. Să te disciplinezi ca în fiecare zi, să ai câteva minute pe genunchi sau în fața Scripturii cu Domnul tău. Roagă-te Lui în fiecare zi. Citește ceva din Scriptură. Disciplina spirituală înseamnă să te duci să vizitezi pe cei în suferință. Să te obișnuiești să vizitezi la spital, poate ai prieteni pe care nu-i vizitează nimeni sau numai cei apropiați. Știți ce mare bucurie are cineva când vede că intră în salon o figură neașteptată? Cât de mult contează pentru sufletul lui. Dar asta pentru tine care te duci și vizitezi înseamnă o curățire. Solomon spune, înțeleptul, în Eclesiastul capitolul 7, spune că mai bine să te duci într-o casă de jale decât într-o casă de petrecere. Pentru că inima ți se face mai bună. Da? Dacă vrei să fii disciplinat, disciplinează-te și în domeniul acesta al slujirii, al milosteniei. E parte a disciplinei sufletești. Acum, asta e primul punct, disciplina. Nu poți face nimic fără disciplină. Trec la al doilea gând. Perseverență. A doua regulă a alergării este perseverența, pentru că sunt momente în viață, în alergare, în care îți vine să cedezi, vin încercări de toate soiurile, nedreptăți, acuze, pierderi, dezamăgiri, depresii și îți vine să lași totul. De curând am vorbit cu o tânără care a mai venit prin bisericile noastre. Dar pentru că a văzut ipocrizia, cum arăta colegul în biserică și cum arăta colegul de servici, aceeași persoană, prea mare diferență. Unul era în biserică, altul era la servici. Și a zis că n-are ce căuta între noi. Perseverența înseamnă să te duci mai departe, chiar dacă vin astfel de momente. Pentru că ipocrizia este peste tot. Poți astăzi să pleci din biserică, să spui prea mulți ipocriți. Posibil. Posibil. Dar uite-te mai bine la tine. Nu cumva ești și tu câteodată ipocrit. Duplicitar, fățarnic. Nu mai judeca ușor pe alții. Perseverența înseamnă să nu te oprești din calea ta de creștin, chiar dacă vezi ipocrizia. Sunt tineri aici care acuză părinții. Una sunt acasă, alta sunt părinții la biserică. Nu mai vreau să văd biserica. Este nejustificat. Judeci prea aspru, vrei perfecțiune, dar tu nu ești. În biserică nu vii ca să te raportezi la ceilalți, vii ca să te închini lui Dumnezeu, să te sfințești tu. Piedici sunt la fiecare pas. Să continui indiferent de preț, da? Să perseverezi, în sport este esențial. Am multe exemple de aici, vorbeam de Lance Armstrong.
ciclistul acela. Știți că el a avut cancer care s-a răspândit și în plămâni și la creier. A avut operație. S-a recuperat după un tratament foarte serios care l-a slăbit în trup foarte mult. Dar, indiferent cât de mult a suferit, a început din nou să se antreneze, a recuperat, a refuzat să cedeze și a ajuns campion mondial. Lance Armstrong a avut cancer. Și de curând am citit pe internet la știri, tot așa un caz, nu mai știu ce, sportivă, a luptat împotriva cancerului și a ajuns campioană. Exemple extraordinare. Da, ceva trebuie să te stimuleze, să mergi înainte. Am să vă spun o istorioară hazlie. Veți râde la ea, dar nu vă supărați pe mine, nu? Cei mai în vârstă așa. Am citit-o și eu, e foarte drăguță. Este vorba despre cum procedează un pastor care are probleme cu tinerii și cu înfrânarea. Un tânăr din biserică care era cam dolofan, mai plinuț așa, s-a dus la păstor și a spus: frate pastor, sunt deprimat, sunt prea grăsuț, fetele nu se uită la mine. Mă tem că nu o să mă însor niciodată. Ajută-mă, pastore! Pastorul s-a gândit bine și a spus: bine, te ajut. Dar faci ce spun eu. Da, pastore! Uite, fii pregătit pentru mâine dimineață la ora 8. Da. S-a dus acasă, s-a pregătit. La ora 8 dimineața a sunat soneria și în pragul casei lui apare o tânără drăguță, o fată din biserică subțireică, care i-a spus foarte jovial: pastorul m-a trimis la tine și mi-a spus că dacă mă poți prinde, sunt a ta. Când a auzit tânărul, direct în training, s-a pregătit, a luat-o la goană după fată care alerga ușor, gâfâia, de-abia se mai oprea. N-a putut să o prindă, evident. A doua zi dimineață, la ora 8, tânăra era acolo. Băiatul era deja echipat. După ea, aleargă, evident, nu o poate prinde, pentru că avea probleme. Și să știți că asta s-a întâmplat vreo 6 luni de zile, în fiecare dimineață. Ei, între timp tânărul pierdea din greutate, alerga tot mai repede, ochii sclipeau, speranțele creșteau. Și și-a făcut el calculele într-o zi: mâine sigur o prind. Și abia aștepta ziua următoare. Când a sunat soneria, ca de obicei, a deschis ușa foarte încrezător. Când se uită, în fața era o altă tânără foarte grăsuță, plinuță, care i-a spus direct: pastorul m-a trimis la tine și mi-a spus că dacă te prind, ești al meu. Asta pentru consiliere. Dacă aveți probleme cu unii și alții, sunt soluții, vedeți? Dar ce apreciem în această istorioară este perseverența tânărului, nu? Ceva l-a stimulat, ceva l-a făcut să meargă mai departe. Vreau să vă spun că viața aceasta e o alergare de maraton, pe distanță lungă, pe distanțe lungi. Nu este pe distanță scurtă. Și trebuie să mergi mai departe, să-ți găsești resursele pentru a alerga și a finaliza alergarea. Într-una din biserici am avut un tânăr vicecampion național la maraton. Cristi îl cheamă. Cu mai mulți ani în urmă, încă se menține așa în formă, dar vicecampion la maraton. Știți ce e maratonul? Știți, e 42 de kilometri, trebuie să alegeți. Cea mai dificilă cursă și la olimpiade și la campionatele mondiale, cea mai așteptată de altfel.
pentru că acolo, într-adevăr, se vede perseverența. Și el îmi spunea, vorbind mai multe detalii despre ce înseamnă să fii maratonist, spunea că undeva pe la mijlocul cursei, la kilometru 20, trupul maratonistului intră într-un fel de blocaj. Trupul nu mai are carbohidrați, apelează la grăsime și e ca și cum, spunea el, ai alimenta o mașină cu benzină slabă. Și atunci îți vine să cedezi. Și când veți urmări de acum maratonul, da, veți vedea că atunci, în zona aia, mulți cedează. Dar ce te stimulează să mergi mai înainte este voința, spunea el. E ca și cum te-ai cupla. Știi că vine momentul acela cheie în care s-ar putea să cedezi. Cei care merg mai departe, merg pentru că sunt pregătiți, disciplinați, au voință puternică să biruiască momentul acela. Știți la ce mă duce gândul acum? La cei care dintre noi, dintre voi, s-au botezat cam devreme, cam repede. N-au fost antrenați suficient, au intrat în alergare și după un timp cedează. Au crezut, s-au botezat, au urmat o vreme și apoi își găsesc scuze să se oprească, să plece în altă parte. Am citit un sondaj care m-a speriat zilele trecute. Este vorba despre, în America, despre tinerii evanghelici care au făcut legământ cu Dumnezeu în apa botezului. Când acești tineri ajung la facultate, 85% dintre ei nu mai merg la biserică. E vorba de tinerii din bisericile noastre. Când au scăpat de acasă, de la liceu, se duc, cred că sunt liberi să facă orice, înseamnă că botezul lor, legământul pe care l-au făcut cu Hristos, a fost o păcăleală, o înșelăciune, o auto-înșelare. M-a întristat lucrul acesta pentru că asta ne spune mult nouă, celor care răspundem de sufletele acestea înaintea lui Dumnezeu. Să nu facem nici prea repede atunci când trebuie să dăm consimțământul pentru un botez, pentru un legământ, să nu o facem nici prea târziu, să avem înțelepciunea, însă să-i pregătim pentru cursă lungă, nu pentru cursă scurtă. De aceea, în multe biserici acum din America, ca să estompeze această problemă foarte serioasă, știți ce s-a făcut? S-a început din nou să se predea doctrinele în biserică. De 2-3 ori pe an, biserica este strânsă să învețe doctrina, învățăturile de bază ale creștinilor, pentru că tinerii aceștia care s-au botezat au făcut-o într-un moment așa mai emoțional sau sub impulsul celorlalți prieteni sau pentru că vor să se mărite sau să se însoare, s-au botezat. Și la primele încercări cad, pleacă, pentru că n-au rădăcinile adânci înfipte în cuvântul lui Dumnezeu, în rădăcinea. Rădăcinile în Cuvântul Sfânt. Asta ne spune nouă că trebuie noi, cei care răspundem, care suntem învățători ai bisericii, mai mult să învățăm și să lăsăm superficialitățile, muzica aceasta care numai încântă de moment, e bună la locul ei. Am fost însă în biserici ca aceasta, în care s-a cântat o oră și 20 de minute, s-au mai făcut niște anunțuri, s-a lăsat vreo 20 de minute pentru cuvânt. O oră și 20 de minute a fost cântarea. E disproporționat. E incorrect față de cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, biserica e superficială. Cuvântul lui Dumnezeu, memorarea cuvântului, te face să mergi, să perseverezi pe distanțe lungi, să fii creștin de cursă lungă.
Nu știu cât mă pricepeți acum, unii dintre voi. Perseverența te ajută când apar acele eșecuri. Fetele să facă tot felul de lucruri necugetate. Băieții la fel. Te poți opri din cauza aceasta, că toți facem greșeli. Și facem lucruri nebunești, păcătuim. Dar unii cad și nu se mai ridică, pentru că n-au antrenament, n-au perseverență, n-au puterea să se ridice. De aceea există tentația abandonului. Cum să reziști atunci? Ce să faci? De unde să-ți iei puterea? Puterea vine, să știți, nu din tine. Tu nu vei putea. Puterea vine din voința ta controlată de Duhul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care ia cuvântul acela te ajută să perseverezi, să mergi mai departe. Să înțelegi că poate fi iertare chiar dacă ai greșit. Ridică-te și aleargă mai departe. Vor fi cicatrici, da. Vei fi mai slăbit, da. Dar du-te mai departe, cere iertare, mărturisește-ți păcatul, sângele lui Hristos te poate spăla de orice păcat. Nu biserica, Hristos însuși, prin Duhul Său îți dă iertare. Și tu știi asta. Și poți merge mai departe. Uită-te țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței tale la Iisus Hristos, care pentru bucuria care era pus înainte, a suferit crucea, disprețuit rușinea, ca să încheie cursa pentru tine și pentru mine. Când te uiți la cruce, asta trebuie să vezi, printre altele, să-L vezi pe Hristos, care a încheiat cursa, alergarea pentru tine. Pentru tine. De aceea tu trebuie să mergi mai departe, să ceri puterea lui Dumnezeu, acea putere care să te ajute să crezi, să te ridici, să mergi înainte, să te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu. Avem un antrenor extraordinar. În multe sporturi, antrenorul e cheia, știți bine. I-ați văzut pe margine, pe antrenori, cum se agită mai mult decât sportivii. Se consumă, se dau peste cap, fac bulbuci, numai ca să își vadă ucenicul că reușește, da, ucenicul nu prea face mult, dar trebuie cineva să-l impulsioneze. Perseverență. Domnul Hristos, spune Apostolul Pavel, voi sunteți o priveliște pentru îngeri, pentru oameni, pentru lume. Îngerii se uită. Hristos este gata să te ajute să mergi mai departe. Încredințează-ți viața în mâna Lui. Și El te va ajuta. Slăvit să fie El pentru asta. 3. Echipa. Al treilea secret, a treia regulă pentru alergarea creștină este echipa. Nu poți să faci performanță fără disciplină, fără perseverență și fără echipă. Un creștin nu aleargă de unul singur. Pavel Apostolul mereu a creat echipă în jurul lui. Ucenici pe care i-a format, oriunde se ducea în biserici, strângea imediat tinerii cu potențial. Băiți, haide să studiem Sfânta Scriptură. Haide să înțelegeți. Extraordinar de mult conta. Nu putea avea performanță în evangelizare, în misiune, în răspândirea cuvântului, fără echipă. De aceea, epistolele care le scrie apostolul sunt pentru biserici, pentru ucenicii lui, ca și Timotei, Tit, care aveau nevoie de încurajare. Ei erau echipa apostolului. Țineau legătura ca o rețea, network, dacă nu înțelegeți rețea. Da? Comunicau. Facebook.
Pentru Pavel asta era biserica, un trup, o echipă, un popor, un templu, se leagă toate. Sportul de performanță nu e individualist. Chiar dacă va câștiga unul, în spatele lui a fost echipa. În spatele oricărei performanțe a cuiva stă echipa. Ați văzut sportivii de performanță? Toți au în spate antrenor, terapeut, psihologi, sponsori, colegi, familie, care îl susțin. Noi nu putem alerga singuri, nu putem funcționa în izolare. De aceea, biserica e echipa ta. Ai nevoie de biserică. Avem nevoie unii de alții. Când ți-e greu, la cine apelezi? Contează cine aleargă cu tine. Contează cine te susține. Da. La Olimpiada de la Mexic din 1968, la cursa de maraton, de 42 de kilometri, a alergat un tanzanian. Pentru prima oară Tanzania și-a trimis un sportiv la Olimpiadă, un maratonist. Dar evident, n-a fost pregătit, nu știa el ce înseamnă sportul de performanță și abia termina maratonul. La cursa de maraton, tot stadionul așteaptă să treacă ultimul. Când intră primul, toți sunt fericiți, aplauze, primul, al doilea, al treilea, dar sunt zeci care termină. Dar nimeni nu pleacă până când nu intră ultimul și pe acela îl aplaudă. Și a intrat tanzanianul nostru, abia a intrat, se clătina. E fază reală. Mai avea de făcut, știți, un circuit, parcă și ceva, sau două, până să termine practic maratonul. Picioarele nu-l mai ajutau, dar când a intrat pe stadion, tot stadionul s-a ridicat în picioare și au început urale și îndemnuri, come on, haide, termină! Și dintr-o dată a prins putere, energie și îl vedeai că se mișcă mai bine. În final trece linia de sosire, tot stadionul e liberat să plece acasă. Așa e frumos, să aștepți pe ultimul. Și au luat un interviu acestui sportiv. Și a spus, auzi, de ce n-ai cedat? Când ai văzut că nu mai poți, de ce nu te-ai oprit? Și acest tanzanian oarecare a spus așa, țara mea, care este nu știu câte milioane atunci, toți se uitau la mine. Țara mea m-a trimis 8.000 de kilometri, nu ca să încep cursa, ci să o termin. Am reușit să termin cursa pentru că mă priveau acei ochi și m-a ajutat stadionul, uralele voastre, să termin cursa. Cam asta este cursa creștină. Toți ne împleticim, slăbim, dar avem nevoie unii de alții, nu-i așa? De echipă, de biserică. Să nu lași niciodată biserică. Indiferent ce este. Tinerii care vin de la țară, la școlile de la oraș, în marea lor majoritate, abia așteaptă să scape de acolo, de la țară, și să arate ei la oraș că sunt liberi, că pot să facă orice. Și tinerii creștini fac așa. Se duc acasă și mint pe părinți că merg la biserică și nu merg. Nu vin la biserică. Zeci, sute sunt din aceștia, într-un oraș. Fac o mare greșeală. Pentru că singur într-un astfel de oraș, ispitele sunt enorm de mari. Mult mai mari ca și la tine acasă. Ai nevoie de protecție, de echipă. Când vii la oraș, primul lucru este să cauți o biserică. Să te integrezi rapid acolo, să ai prieteni noi. Să vă rugați unii pentru alții. Să vă întrebați de sănătate, nu așa în fugă. Și seara asta, stați, întrebați-vă. Vezi pe cineva străin, vezi că nu-i de-a locului. Întreabă, cum ești, ce s-a întâmplat? Poate îl vezi posomorât.
Asta e echipa? Și am să vă mai dau o ilustrație care m-a marcat și o folosesc în mai multe mesaje. Tot din sport. De data aceasta este de la para-olimpiadă, cum se spune, olimpiada sportivilor cu handicap fizic. După olimpiada principală, știți că e o altă olimpiadă la câteva săptămâni sau luni de zile, de obicei într-un alt oraș, unde concurează sportivii care au un defect. Și este comisie care constată defectul respectiv. Unii sunt fără picioare și joacă basket în cărucioare. Aia e competiția lor. E atât de mișcător să-i vezi. Alții înnoată cu o singură mână. Istoria mea se oprește la cursa de 100 de metri plat, care de obicei e cea mai așteptată la sportivii sănătoși. Și aici, stadionul aștepta cursa aceasta. S-au aliniat 8 concurenți în finală. S-a dat startul. Au pornit toți, fiecare cu handicapul lui, dar doreau să câștige. Și la un moment dat, după câțiva metri, unul dintre ei cade, se împiedică și cade și începe să plângă. Și ca la un semnal, se opresc toți ceilalți 7. Se întorc la cel căzut, se duc la el, îl ridică, îl mângâie și se prinde mână și aleargă toți împreună cu rănitul și trec linia de sosire deodată. Stadionul era în picioare, în lacrimi. N-am mai văzut așa ceva. Știți ce lecție a fost asta pentru toți? Că nu contează să treci linia de sosire singur. Contează să o treci împreună cu ceilalți. Ești în biserică. Nu o lua înainte. Să nu te audă, să nu te vadă nimeni. Tu ești departe de ceilalți, tu sfidezi. N-are nicio semnificație. Contează să treci linia de sosire împreună cu ceilalți, cu ai tăi. Pentru asta s-ar putea să trebuiască să te oprești și să-l ajuți. Nu te aplaudă nici îngerii, nici cerul întreg, dacă ai sosit primul. Nu contează. În economia lui Dumnezeu contează să te vadă de mână cu ceilalți că ai trecut linia de sosire. Asta știți ce înseamnă? Când îi vezi pe alții mai puțin pregătiți și au nevoie de încurajarea ta, să te duci și să-i ajuți, să-i asculți. Viața creștină nu-i ușor de dus înainte. Alergarea e împreună cu ceilalți, cu echipa. De aceea spune Pavel să ne ajutăm unii pe alții, să ne primim unii pe alții, fraților. Ai nevoie de lanț de rugăciune uneori. Știu cazuri de tine care sunt bolnavi, cu boli foarte serioase. Au apelat la biserică, toată biserica s-a unit, s-a strâns în lanț de rugăciune. Acum vin, săptămânile trecute am fost într-o biserică în altă parte a țării, în care mi-au spus că o săptămână întreagă, oră de oră, au făcut listă și s-au înscris frați și surori din biserică și tineri să se roage în fiecare oră pentru o tânără care era bolnavă de cancer. Și trecuse deja o săptămână și pentru săptămâna următoare iar făceau listă. Asta înseamnă echipa. Tu trebuie să ai echipă. Tu ești într-o echipă. Trebuie să-ți pese de cel cu care alergi cot la cot. Scopul nu este să-l depășești, să-l inhibi, ci să-l ajuți să alergi împreună cu tine. Să ajungeți la capăt împreună. Așa să ne ajute Dumnezeu. 4.
caracterul. Disciplina, da, perseverența, excelent. Echipa, inevitabilă. Dar în sport știți foarte bine că dacă nu ai caracter, degeaba toate. Degeaba ai talent, degeaba ai disciplinat, degeaba ai o echipă faină în spatele tău și sponsori. Dacă n-ai caracter... Caracterul înseamnă felul de a fi al unei persoane. E proprietatea morală care se manifestă prin corectitudine, integritate. Când spui despre cineva că are caracter, asta spui, că e integru, că nu-i compromis, că e corect, că e onest, cinstit. Alergarea creștină fără caracter nu contează. E parte esențială a regulilor de concurs în orice sport. Pavel spune, nu poți alerga dacă nu te lupți, dacă nu alergi după rânduieli. Apropo de maraton, citesc despre un maraton, știți, 40 de kilometri. Când intră primul concurent, tot stadionul în picioare, wow, cam rapid, dar în sfârșit, îl aplaudă pe primul venit. După câteva minute, după ce primește felicitări, se anunță la difuzoarele stadionului că cel care a intrat primul a înșelat. Un amic l-a așteptat la un colț cu mașina. L-a dus câțiva kilometri și apoi l-a lăsat și a alergat mai departe. Ce urât! Ce urât! Ați auzit de unul Maradona care a dat un gol cu mâna? Știți cum a fost numită mâna aceea? Mâna lui Dumnezeu, auzi! Oricât de talentat a fost acest Maradona, a rămas cu o pată mare în istoria sportului, a fotbalului, pentru că a scris un gol cu mâna și n-a recunoscut. N-a fost mâna lui Dumnezeu, a fost mâna altuia. Ce scuză ridicolă! Și astăzi se resimte în viața lui. Dacă îi urmăriți puțin cariera, mai ales de antrenor, ați vedea asta. Da. De ce să vorbim despre Maradona? Hai să vorbim despre copiat. Nu? La școală. Despre plagiat. Înțelegeți termenul sau? Hai să vorbim despre bacalaureatul din anul acesta. Să nu credeți că cei care n-au luat bacalaureatul n-au luat pentru că n-au învățat destul. Se bazau pe altceva. Oare pe ce? Dintr-o dată au apărut camerele video și n-au putut să-și ducă alergarea până la capăt. De fapt, rezultatele de la bacalaureatul din anul acesta arată ce fel de caracter au unii elevi din școlile noastre. Cu ce caracter au crescut? E atât de trist. E incredibil. Dar în același timp, există sportivi de caracter care l-au onorat pe Dumnezeu, care și-au onorat familia, munca, echipa, sportivi de caracter, care își recunosc greșeala, și-o îndreaptă o decizie greșită. Dacă tot vorbim de fotbaliști, vă amintiți de Costin Lazar? Într-un meci de campionat se fluieră 11 metri. Și ceva ce nu s-a mai întâmplat în campionatul României. Costin Lazar, cel accidentat în ghilimele, se duce la arbitru și spune, nu m-a atins,
n-a fost 11 metri. Și arbitru fluieră că n-a fost 11 metri și meciul continuă. Așa ceva mai rar, nu? O, dacă tot vorbim de mari fotbaliști, e unul Pele, ați mai auzit de el. Acesta, într-adevăr, se spune că a fost cel mai mare fotbalist. Dar printre lucrurile pe care el le-a făcut în sport, să știți, este și această secvență pe care am citit-o într-o carte cu mai mulți ani în urmă. Și anume, meci de campionat în Brazilia. Pele scapă spre gol. Mai este un singur fundaș care vrea să-i taie calea, să-l oprească. În momentul în care fundașul se îndreaptă spre el, are ruptură de mușchi, se strigă dintr-o dată de durere și se prăbușește în fața lui Pele, care, mare sportiv, oprește mingea, o ia în brațe, se fluieră hands, se duce imediat la sportivul acela, la fundașul acela din echipă adversă și îl ajută să se recupereze. Putea să dea gol? Tot stadionul a văzut asta. De-aia a fost mare. Mâna lui Dumnezeu contra Hens. Contrastul este foarte mare. Dar asta arată două caractere, nu-i așa? Ei, sper că v-am convins cu aceste exemple că avem cea mai importantă regulă, care este caracterul. Tot ce faci până aici se anulează dacă n-ai caracter în sport. De aceea creștinul trebuie să înțeleagă că dacă nu aleargă după rânduieli, dacă nu aleargă după rânduielile Scripturii, după exemplul lui Hristos, nu contează cum aleargă, ce câștigă sau ce vrea să câștige. Pavel, apostolul în Evrei 12, spune să dăm la o parte păcatul care ne înconjoară și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Pentru că păcatul este ca un balast, nu poți alerga cu greutăți după tine. Dumnezeu, când se uită la tine cum trăiești viața de creștin, vrea să vadă caracter. Da, vei pierde un examen, vei pierde poate un bacalaureat, dar ești om de caracter. Am să închei cu o ilustrație tot din lumea sportului. Cea mai frumoasă pe care eu o știu, am cercetat-o, m-am dus la mai multe resurse să văd cât de adevărată este și am cules următoarele informații precise. Despre un mare sportiv scoțian pe nume Eric Liddell. Eric a fost un sportiv în anii 1920, a concurat la Olimpiada de la Paris din 1924 în favoarea Marii Britanii la atletism. Era un excelent sportiv, dar în același timp un excelent creștin. Eric Liddell se socotește a fi până în ziua de astăzi de către toți scoțienii cel mai mare sportiv al Scoției care a existat. E cunoscut și după un film care s-a făcut despre, sau câte ceva despre viața lui, Chariots of Fire, în limba engleză, Căruțele de Foc, pe muzică de Vangelis, dacă vă interesează. Un film puțin mai vechi, poate în anii 70 sau 80, dar bine făcut, chiar foarte bine făcut și vă recomand să-l vedeți. Acolo însă nu se dau mai prea multe detalii și puține informații sunt distorsionate, dar esența este acolo. Oricum, citind biografia acestui om al lui Dumnezeu, aflu că el a fost de credință presbiteriană protestantă în Scoția. Un creștin foarte devotat, a făcut o școală de misiune. Dar pentru că era atât de bun sportiv, atlet, a fost convocat pentru a fi parte a echipei Marii Britanii pentru Olimpiadă. Și după ce se face echipa, se îndreaptă spre Paris,
află programul competiției și cursa lui de 100 de metri plat, cea mai rapidă. Cursa lui era programată într-o zi de duminică. Fiind creștin devotat, fără compromis, s-a dus la organizatorii echipei lui și i-a anunțat că el nu concurează duminica, el merge la biserică duminică. Aceștia mirați au crezut că glumește, până la urmă s-au convins că spune ceva adevărat, au intrat în panică, au intervenit și pe linie politică, prințul țării Galilor a vrut să stea de vorbă cu el și să îi schimbe decizia. N-a cedat. Duminică s-a dus la biserică și s-a închinat lui Dumnezeu. Organizatorii n-au știut ce să facă pe moment și în final cineva a venit cu o soluție. Să-l înscrie pe Eric Liddell la cursa de 400 de metri, care e mai lungă, mai dificilă. El nu era pregătit pentru această cursă, dar fiind un atlet foarte bun, au zis, cine știe. Și atunci Eric Liddell a acceptat să meargă la Paris și să concureze pentru 400 de metri, la cursa de 400 de metri. Când era pe pistă, înainte să se alinieze la start, pentru că se știa ce gândire și ce a făcut Eric Liddell în lumea sportivă, unul dintre antrenori sau masseurul, am impresia, din echipa Statelor Unite ale Americii, când se pregăteau concurenții de start, s-a apropiat de Eric Liddell și i-a dat un bilețel în mână. Eric ia bilețelul și îl citește. Era citat din 1 Samuel 2:30. Voi cinsti pe cine mă cinstește, zice Domnul. Prinde biletul acela în mână și aleargă cu el. Se dă startul și Eric pornește. Și câștigă cursa de 400 de metri și devine campion olimpic pentru țara lui. A fost ceva incredibil. Dar istoria lui nu se sfârșește aici. Marele campion își ține promisiunea față de Dumnezeu și a promis înainte de competiție că după ce se termină Olimpiada, el merge misionar în China așa cum i-a promis Domnului. Așa a și făcut. După Olimpiadă se împachetează și merge misionar și slujește cuvântul lui Dumnezeu într-o țară păgână. Trece prin tot felul de încercări. Japonezii invadează partea aceea a Chinei, este închis și moare având tumoră la creier. Dar înainte de a muri, asistenta care îl îngrija acolo pe patul de moarte a relatat ultimele clipe de viață ale marelui sportiv creștin. Și ultimele cuvinte pe care le-a rostit au fost în limba engleză, vi le spun întâi, total commitment, dăruire totală. Pentru că l-a onorat pe Dumnezeu și Dumnezeu l-a onorat pe Eric Liddell. Pentru că l-a cinstit pe Dumnezeu, Dumnezeu nu s-a lăsat mai prejos. Și a ajuns nu să treacă linia de sosire la Olimpiadă, ci să treacă linia de sosire în cer, unde cred că Domnul l-a întâmpinat. Și câștigul a fost mult mai mare decât o medalie de aur. Și putea să spună ceea ce Apostolul Pavel a spus. Am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergare, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa vieții. Caracterul. Ești tu creștin de caracter? Ești tânăr de caracter? Știu cei din jur că ești cinstit, că ești corect,
că nu ți te schimbi în funcție de circumstanțe, de prietenie, de context. Știu ceilalți că îți onorezi Dumnezeul. Aceasta înseamnă să fii om de caracter. Așa a fost Hristos înaintea ta, care a trecut El primul și ne așteaptă. Dar ne așteaptă cu cunună. El n-a fost sportiv ca și noi, alergător ca și noi. El a fost Mântuitorul nostru. Asta e alergarea creștină, dragi tineri, dragi frați și surori. Pusă în alți termeni, mai contemporani, mai cu exemple din viața noastră, dar ca să înțelegem că fără aceste reguli e imposibil să sfârșești alergarea bine. Trebuie să te disciplinezi. Cum stai cu disciplina? Te rogi constant? Citești din Biblie în mod constant? Dăruiești în mod constant? Postești în mod constant? Asta e disciplina. Perseverența. Te oprești oricând cineva te supără? Ești hipersensibil? Vânezi greșelile altora sau te duci înainte? Pentru că știi în cine crezi. Știi încotro te duci. Și ești pe calea credinței nu pentru că ceilalți trăiesc mai bine sau mai rău, ci pentru că l-ai pe Hristos în fața ta. De aceea trebuie să perseverezi. De dragul Lui. Nu poți? Echipa. Apelează la echipă. Ai o echipă lângă tine, e biserica ta, sunt frații tăi în credință. Cu cât stai mai mult în echipă, cu atât ești mai protejat, mai încurajat. Te țin alții de mână, dacă nu mai poți alerga, te ridică ca să treceți deodată linia de sosire. Dar nu uita că fără caracter degeaba alergi. Și caracter înseamnă integritate, corectitudine, să fii asemenea lui Hristos. Și așa viața e scurtă. S-ar putea să o sfârșești mai repede decât îți imaginezi. Dacă tot mai ai ceva de alergat, aleargă corect. Fii om de caracter. Pentru că așa, numai așa, îl reprezinți pe Dumnezeul tău și El te va cinsti, cum a făcut-o cu alții înaintea ta, începând cu Ștefan, primul martir al bisericii. Disciplină, perseverență, echipă, caracter. Oare ești pregătit acum să alegi altfel din seara asta? Dacă ai luat o decizie, astăzi ar fi bine să o audă și Dumnezeu. Un minut, toți stăm în rugăciune, ne plecăm așa cum stăm înaintea Domnului și un minut facem liniște și fiecare se roagă pentru El, de pe buze, în minte, în inima ta, cum dorești. Dar dacă ai o hotărâre pe care ai luat-o seara asta, spune-o Domnului, poate să fie una măruntă. Poți să zici, Doamne, îmi pare rău că nu-s disciplinat. Vreau să-mi fac ordine în viață. Doamne, îmi pare rău că n-am perseverat, că m-am oprit, că am inventat tot felul de motive. Doamne, îmi pare rău că am sfidat echipa, biserica. Pare rău că n-am fost om de caracter. Vreau să mă îndrept, vreau să fiu altfel. Un minut, fiecare stăm înaintea Domnului.
prezentăm înaintea Sfințeniei Tale, așa cum suntem, și unii dintre noi recunoaștem că nu odată am falimentat și nu Te-am reprezentat cu cinste. Te rugăm să ne ierți, Doamne. Mă rog și mijlocesc, Doamne, pentru toți tinerii care au greșit, au păcătuit, au eșuat, mai ales în caracter. Duhul Tău cel bun și sfânt să-i cerceteze pe toți aceștia și să-i ridice, să le vorbească că există iertare și puterea este la Tine, că trebuie să continue. Mă rog, Doamne, pentru cei care merg înainte, indiferent ce vine peste ei, cei care ne sunt modele, cei care ne ajută să ne ridicăm când alunecăm, părinții noștri, bunicii noștri, conducătorii noștri spirituale. Mă rog pentru ei, Doamne, să-i întărești până la capăt. Îți mulțumim, Doamne, că la capăt ești Tu. Și avem speranță că ne vom întâlni, ne vei întâmpina și ne vei da cununa slavei și marele dar de a fi împreună cu Tine o veșnicie. Ascultă toate rugăciunile care s-au îndreptat seara aceasta spre Tine, Doamne, și care au fost dintr-o inimă curată, chiar dacă nu ne-am putut exprima așa cum am fi dorit. Tu Te uiți la inimă, Doamne. Primește inima noastră înaintea Ta, sfințește-o, întărește-o, să ne putem continua alergarea. În numele Mântuitorului Hristos ne-am rugat și prin Duhul Sfânt. Amin. Avem și întrebare. Se pare că aseară lucrurile au fost foarte clar lămurite, că n-am primit niciun bilet. Deci pentru predica de aseară, așa că lăudat fie Domnul. Am primit însă un singur bilet. Bănuiesc că știți să răspundeți la el, nu? După ce fratele... o să spuneți și asta. După ce fratele Emil va avea răspuns la biletul ăsta, e și o rugăminte frumoasă. Fratele Nelu Repede va încheia slujba din seara asta. Este un prieten foarte bun cu fratele Emil și îi știe mulțumit frumos că a fost cu noi 2 zile la Bistrița. Dumnezeu să-l binecuvânteze și pe el și pe fratele Emil Bartoș. Rugămintea e la un nou prieten drag mie, fratele Gabi Gorea. Este să recit o poezie, a auzit-o în zilele care au trecut, la o conferință cu familiștii, și poezia este Tulbură-ne, Doamne, care este o traducere din limba engleză a unei poezii scrise de Francis Drake în 1577, tradus în limba română de Nathan Mladin și care mult m-a cercetat pe mine și sper și pe voi, dacă se poate puțin mai tare. Puțin mai tare. Aș ruga să avem liniște, dacă se poate, timpul poeziei. E foarte scurtă, dar
trebuie să ascultați cu ochii închiși. Așa cum am estimat. Da? Tulbură-ne, Doamne! Tulbură-ne, Doamne, când suntem prea mulțumiți cu noi înșine, când ni se împlinesc visurile, fiindcă am visat prea mărunt, când am ajuns în siguranță la destinație, fiindcă am văslit prea aproape de țărm. Tulbură-ne, Doamne, când sătui de lucrurile pe care le avem, ne-am pierdut foamea de pâinea vieții. Când îndrăgostiți de viață, am încetat să mai visăm la veșnicie. Când în strădania de a zidi un pământ nou, am dat uitării cerul. Tulbură-ne, Doamne, ca să îndrăznim mai strașnic, să ne avântăm în mările învolburate, în larg, unde furtunile ne vor învăța despre stăpânirea Ta, unde fără țărmuri la orizont vom vedea stelele. Îți cerem să împingi zarea nădejdilor noastre și mai departe, iar viitorul să-l aduci mai aproape de noi, cu putere, îndrăzneală, speranță și dragoste. Îți cerem acestea în numele Capitanului nostru, Iisus Hristos. Amin. Adicăm. Doamne, binecuvântatule Tată, îți mulțumim frumos pentru seara aceasta. Îți mulțumim pentru că prin harul Tău am petrecut acest timp binecuvântat. Îți mulțumim pentru fratele Emil Bartoș, îți mulțumim pentru călăuzirea care ai dat-o, pentru învățătura care ne-a transmis-o, îți mulțumim în numele Tău. Îți mulțumesc pentru atâția frați, surori, în special tineri, tinere, care au fost în seara aceasta la timpul acesta. Doamne, cred că este o dorință unanimă să sfârșim alergarea cu toții. Unii am început mai de mult, alții mai de puțin timp. Doamne, ajută-ne să sfârșim cu toții alergarea. Ajută-ne să ajungem, să trecem și noi linia aceea cerului. Doamne, vrem cu toții, așa cum am fost învățați-o, Doamne, să ajungem acolo. Vrem ca niciunul să nu se piardă, Doamne. Ajută-ne să avem asemenea spirit de echipă, Doamne, în fiecare zi, o Doamne. Ajută-ne să ne uităm în stânga, în dreapta. Ajută-ne, Doamne, după exemplul Tău, o Doamne, să ridicăm cu blândețe, Doamne, pe cei care cad, pe cei care se potignesc, o Doamne, pe cale. Te rugăm din toată inima, ajută-ne, Doamne. Doamne, Stăpâne, Te rugăm să ne ajuți să iubim rânduiala, să iubim disciplina în lumea aceasta care prețuiește tot mai mult o libertate falsă. Ajută-ne, Doamne, să iubim rânduiala și disciplina și să înțelegem că nu se poate să luptăm fără rânduială, fără disciplină. Doamne, Te rog din toată inima, binecuvintează-ne în felul acesta, binecuvintează Biserica Sfânta Treime cu un asemenea duh de a lupta cu disciplină, Doamne. Te rugăm, Doamne Stăpâne, să ne ajuți să perseverăm pe cale,
orice ar veni să nu dăm înapoi, Doamne. Doamne, ajută-ne chiar dacă vom cădea adesea pe cale. Tu ai spus că cel neprihănit de 7 ori, dacă va cădea, se va ridica iarăși. Doamne, avem un Dumnezeu cu care, Doamne, putem lupta, putem să ne ridicăm. Robul tău, David, spunea: cu Dumnezeul meu sar peste un zid. Ajută-ne, Doamne, să nu ne potignim în fața zidurilor, o Doamne, și să fim ajutați de Tine, Doamne, să fim încurajați de Duhul Tău, să ducem lupta până la capăt. Doamne, Te rugăm din toată inima pentru un caracter ca și al lui Hristos, o Doamne, în biserica Ta. Doamne, ajută-ne, Dumnezeule atotputernic, să dăm la o parte tot ceea ce mai este mizerie în viața noastră morală, să dezbrăcăm tot ceea ce este încă păcat în viața noastră, Doamne, și să ne îmbrăcăm, Doamne, în omul dinăuntru, cu roadele Duhului Sfânt, o Doamne, cu un caracter, o Doamne, care să strălucească în lumea aceasta, Doamne, și pe care îl vom duce cu noi în împărăția cerurilor, o Doamne. Te rugăm, ajută-ne, Doamne, să fim în felul acesta pilde celor din jurul nostru, să fim în felul acesta evangheliști, o Doamne. Doamne, mă rog pentru elevi, mă rog pentru studenți, mă rog pentru cei care muncesc, o Doamne, la locul de muncă. Ajută-ne să strălucim în felul acesta, Doamne. Ajută-ne oriunde am fi, Doamne, să arătăm un caracter ca și al lui Hristos. În numele Domnului Iisus Te rugăm. Amin. Au apărut 2 bilete mai târziu, ne pare rău. Trebuia să alergați mai repede cu ele. Întrebarea... Așezați-vă un pic, vă rugăm. Întrebarea vizează o problemă foarte complexă, problema răului, a morții. Dacă Dumnezeu îngăduie să mai vin pe la voi, poate vom aborda data viitoare această problemă a suferinței, a răului care există în lume. Dar e o temă mult prea largă să o, așa, în câteva minute, doar să trecem peste ea. Răul este mult prea serios, așa, să-l tratăm prea simplu. Dar eu vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați primit, pentru că ați venit și sper că v-ați hrănit sufletul, ați fost provocați de Duhul lui Dumnezeu să mergeți schimbați acasă, măcar cu o hotărâre. Și sper să ne revedem sănătoși, dacă Domnul îngăduie. Mulțumesc! Frate Emil, noi vă mulțumim tare mult! Mie mi s-a tăiat deja. Vă mulțumim tare mult pentru slujire, am apreciat-o, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și asta o luăm ca o promisiune, că o să mai veniți la noi. Vă mulțumim tuturor că ați fost împreună cu noi, Dumnezeu să vă binecuvânteze și vă dorim o alergare bună și continuă, ca să căpătăm premiul. O seară bună tuturor!